Și nu uitați informațiile care vin de la Mariupol. Orașul este pândit de holeră, motiv pentru care rușii ar fi impus acolo o carantină. Informațiile vin din surse ucrainene. Nu avem niciun fel de confirmare că se întâmplă lucrul ăsta la Mariupol, dar știm, sunt relatări de mai multă vreme, că rușii nu reușesc să obțină acolo surse sigure de apă potabilă, iar odată cu existența unui număr atât de mare de cadavre pe care rușii nu reușesc să le îngroape și odată cu apa nesigură, sursele de apă nu pot fi certificate la Mariupol, șansele ca acolo să izbucnească o astfel de epidemie sunt foarte mari. Imaginile pe care le vedeți sunt arhicunoscute, este felul în care orașul ăsta... E al doilea Alep, ăsta este Alepul Ucrainei. Se pregătește un al treilea, pentru că știți ce se întâmplă la Severodonețk. Informațiile sunt că și astăzi la Severodonețk rușii au bombardat fioros. În studioul Digi24, Robert Kiș, jurnalist Digi24.ro. Bună seara, Robert. Bună seara. Valeriu Turcan, consultant politic. Bună seara, Valeriu Turcan. Și Cristian Pârvulescu, politolog. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. E aproape de neînțeles, domnule profesor Pârvulescu, un schimb de refugiați cu cadavre. Dar pentru ucraineni e important. Au vrut neapărat să-i recupereze pe cei care au luptat eroic, au rezistat în subsolurile de la Azovstal, au murit acolo și vor neapărat să primească înapoi cadavrele, spre deosebire de ruși care îi țin în trenuri frigorifice pe teritoriul Ucrainei. Nu vor să ia în Rusia. Da, în schimb de prizonieri cu morți care vor deveni eroi, care au fost eroi pentru că au luptat știind că vor muri la Mariupol. Este simplu, Ucraina își construiește în momentul de față o ideologie națională și și-o construiește în jurul luptătorilor. Spunea, cred că astăzi, președintele Zelenski că nu se poate remiză în acest război. Ori nu se poate remiză, în primul rând, pentru că acești oameni au luptat la Mariupol, au luptat împotriva evidenței, au luptat în condițiile în care nu aveau cum să câștige, au ținut armata rusă în loc și acum o fac în alte locuri din Ucraina, continuând această bătălie inegală până când poate Occidentul se va trezi și va oferi armele necesare pentru ca echilibrul între cele două armate să existe într-adevăr, pentru că ceea ce au ucrainienii este eroism, inteligență și dedicație, dar rușii au superioritate evidentă atât în ceea ce privește numărul de militari cât și armamentul. Opriți violurile, le cer rușilor, politicienilor ruși, să le dea ordin militarilor, președintele Consiliului European și ambasadorul Statelor Unite la ONU, o confruntare directă cu ambasadorul rus în ședința Consiliului de Securitate de astăzi, plus o altă mare temă despre ambele subiecte. Imediat, scurtă pauză, rămâneți cu noi. Ședința aprinsă a Consiliului de Securitate astăzi, în această ședință, președintele Consiliului European Charles Michel i-a spus mai ales reprezentantului Rusiei, ambasadorului Federației Ruse, aceste crime vor fi pedepsite. Era vorba acolo despre viol, despre arma cu violență sexuală, felul în care armata rusă a transformat violul în armă. Aceste crime vor fi pedepsite, avem nevoie de probe, vom ajuta la strângerea lor. La rândul său, ambasadorul Statelor Unite la ONU a spus, revine Rusiei responsabilitatea de a opri violurile, violențele și atrocitățile comise de soldații săi. Revine Rusiei să pună capăt acestui război atroce, neprovocat împotriva poporului ucrainean. Nu e pentru prima oară când știm, avem relatări despre ce se întâmplă, dar de data asta un reprezentant al Rusiei e confruntat în văzul tuturor cu astfel de informații. Nu știm. Poate Macron i-o fi spus la telefonul lui Putin. Nu știm. N-am fost acolo. Dar aici știm ce s-a întâmplat, Valeriu Turcan. Este o tragedie. Dacă totuși Rusia are o armată implicată în acest conflict și nu doar o bandă de răufăcători, ar trebui să reușească să pună cap acestei practici. Este o practică care văd că supraviețuiește din cele mai negre războaie ale secolului trecut. Cine și-ar fi putut imagina că o armată regulată a unui stat membru al Națiunilor Unite va folosi violul ca armă de terorizare a populației civile?
au fost, mi-aduc aminte acum cel puțin din ultimele două luni de zile, cel puțin 3-4 cazuri unde în anumite localități soldații ruși violau tot ce prindeau. Nu mai spun de crimele de la Bucea care însoțeau violurile. Este o situație care nu poate fi tolerată și cred că Rusia va avea foarte mult de tras de pe urma acestor practici, pentru că toate organizațiile internaționale care luptă pentru drepturile femeilor, care luptă pentru demnitatea umană, care luptă împotriva crimelor de război, vor face din această temă o temă cu care Rusia va plăti până la urmă. Pentru că sunt enorm de multe supraviețuitoare și cred că ONG-urile ucrainiene deja fac acest inventar al supraviețuitoarelor violurilor sau crimelor sexuale comise de armata rusă. Este, pe de altă parte, la nivel politic, dacă vreți, și o umilire fără precedent a Federației Ruse. De obicei, în Consiliul de Securitate al ONU, interesele Rusiei erau legate de Siria, de prezența militară în diverse continente, erau teme majore. Ambasadorul lor la ONU să fie confruntat pe astfel de spețe arată izolarea fără precedent a Federației Ruse. Dacă ai fi întrebat probabil la Ministerul de Externe de la Moscova dacă se va ajunge la un asemenea moment în viitorul apropiat, Lavrov ar fi aruncat o astfel de încercare în derizoriu. Iată că se întâmplă și este dezumanizarea fără precedent la care asistăm. Cred că nu e zi în care să nu vedem un astfel de exemplu de pierderea oricăror caracteristici umane în legătură cu comportamentul acestor soldați, că ucid civili, că împușcă copii, că violează. E o tragedie până la urmă și a continentului european. Și l-ați avut mai devreme aici pe Vladimir Socor. Dânsul spunea foarte clar, odată ce după o asemenea serie de nenorociri, Rusia capătă dreptul de a sta la masa discuțiilor în plan european, ascendentul moral al Europei și al statelor aliate Ucrainei ar dispărea instantaneu. Rusia trebuie să aibă o lungă perioadă de izolare internațională și sper că acest lucru să devină realitate. Nu pot să tolerez așa ceva în vremea, în anul 2022 este de netolerat așa ceva. A fost și discuția despre foamete pe care o provoacă intenționat Rusia odată cu acest război. Tot în Consiliul de Securitate, ambasadorul rus n-a mai suportat și a ieșit din încăpere. Vom vorbi și despre această discuție, dar înainte, Robert Kiș, o relatare care arată cinismul fără margini al soldaților ruși la Mariupol, un soi de concert. Se cânta astăzi la teatru? Un soi de concert în fața teatrului din Mariupol, unde rușii au omorât 600 de ucraineni care se adăposteau. Femei, copii care se adăposteau în teatrul din Mariupol au fost uciși și acum au organizat un concert în fața teatrului. Sunt și imagini de la acest concert, boxe, un microfon, cânta muzică, pe stâlpii, pe coloanele teatrului, distrus aproape în totalitate. Știți bine, din acel teatru au fost zeci, sute de imagini cu acea clădire bombardată, aproape complet distrusă, din care a rămas doar puțin din fațada și ucrainenii scriseseră copii. Spatele acelei clădiri. Au pus inclusiv steagul, desigur, nu? Al Republicii Donbas, tocmai pentru Republicii Lugansk, tocmai pentru a arăta că se află sub controlul rușilor această regiune și că, iată, au această putere. Dar am văzut foarte bine ce se întâmplă în orașele pe care au reușit să le cucerească și pe care le controlează în acest moment. Dincolo de acele materiale de propagandă care au împânzit orașele, în continuare sunt mărturii, de exemplu, din Herson, unde rușii ar fi făcut centre de detenție, centre de tortură pentru ucraineni. De altfel, alte mărturii, tot din teritoriile ocupate de soldații Federației Ruse, spun că, de exemplu, marea majoritate a bărbaților sunt verificați să vadă dacă au tatuaje, de exemplu, sau tot felul de
inscripții cu simboluri naționale ale Ucrainei, tocmai pentru a fi mai apoi duși în centre de detenție, cu mulți dintre ei nici nu știe rude, nici nu știu rudele ce se întâmplă. Cam asta fac rușii în teritoriile ocupate din Ucraina. Adică asta este reeducarea, domnule profesor Pârvulescu, reeducarea, de naționalizarea, de nazificarea, asta vor să facă rușii în Ucraina. Rusia va folosi violența în toate felurile până la capăt. Ea intră în logica acestui război, intră în logica acestui regim și mi-e teamă că face parte din istoria Rusiei. Cato cel bătrân avea obiceiul să-și termine în Republica Romană discursurile spunând Cartagina trebuie distrusă. Acum întrebarea e, Rusia trebuie distrusă? Rusia va reveni de fiecare dată. Domnul Socor spunea în nenumărate rânduri, Rusia a ocupat teritoriul României de vreo 14-15 ori în secolul XIX și în secolul XX. Și o va face de fiecare dată când va avea posibilitatea. Deci este o problemă care ne interesează direct. Credeți că au trecut vreodată pe teritoriul ăsta fără să facă distrugeri și când au fost aliați au distrus și au violat? Face parte din sistemul lor militar. Este un sistem de pradă inspirat în mare măsură din mijloacele medievale sau de la începutul evului mediu ale migratorilor de a ataca și a distruge civilizația. Rusia, de fapt, se comportă exact cum se comportau unii acum 1500 de ani, 1600 de ani, când cereau tribut Imperiului Roman. Rusia cere tribut, asta este ceea ce plătim pe petrolul și pe gazul rusesc. Și dacă nu plătim acel tribut sau încercăm să scăpăm de sub această costisitoare formă de supunere, atacă. Pentru că atacă Ucraina atacându-ne pe noi. Pentru că Ucraina nu este doar o parte a jocului geostrategic, ci este o parte a lumii libere, pentru că a ales să fie parte a lumii libere. Așa că rușii sigur că vor încerca să denazifice în sensul lor, adică să-și impună propriile lor valori teritoriilor ocupate și o vor face fără niciun fel de menajamente, găsind întotdeauna cost de topor, așa cum s-a întâmplat după 1944 și în România. Și astăzi găsesc cost de topor între concetățenii noștri, așa că ia gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ar ajunge cumva aici. Dar nu pot să ajungă. Pentru că armata rusă nu mai este armata roșie învingătoare, este în momentul de față o armată oarecare care are în spate o țară cu o economie slăbită și care nu este altceva decât o dictatură extractivă. La ora 22 vom vorbi și despre documente obținute de ucraineni, documente ale Serviciului de Informații al Federației Ruse, în care li se spune celor care erau destinatorii acestor rapoarte care sunt problemele pe care le are Rusia, pe care le au rușii din cauza războiului pornit de Putin în Ucraina. Dar până atunci, tot Vladimir Socor spunea că Occidentul se mișcă prea greu cu înarmarea Ucrainei, pentru că, în mod natural, Occidentul are nevoie de o perioadă în care să înțeleagă pericolul și să treacă la acțiune. Dar se mișcă prea greu. La toamnă se închide fereastra de oportunitate. Asta spunea Vladimir Socor. Se referea doar la o anumită parte a Occidentului, pentru că, dacă vă aduceți aminte, Statele Unite și o parte din aliați care au colectat informația că Rusia va invada Ucraina, au pus această informație la dispoziția întregii comunități internaționale și foarte mulți au râs. Deci, apropo de discuția anterioară și afirmația domnului Socor, nu știu de cât timp ar mai avea nevoie anumite state europene pentru a veni în ajutorul Ucrainei. Singurii care au înțeles foarte bine amenințarea rusă au fost statele de pe flancul estic, Statele Unite și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Din aceste zone, sprijinul militar sau sprijinul umanitar a fost unul total pentru Ucraina. Din alte zone, sprijinul a fost întârziat. State care sunt mult mai bine dotate militar decât Polonia sau alte state au întârziat. E drept, au venit obuziere de mare calibru din Franța. Au venit din Statele Unite, au venit tot felul de drone, sisteme complexe, Javelin și așa mai departe.
Dacă nu ar fi existat acest sprijin, astăzi Ucraina probabil că n-ar mai fi existat ca stat. Și rușii probabil erau foarte aproape de granițele țărilor de pe flancul estic. Despre asta vorbim după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi, revenim. Nu uitați documentele FSB despre problemele pe care le-au rușii din cauza războiului. Sunt pacifiști, spun ofițerii de informații. Ce înseamnă asta? Rămâneți cu noi. Avem informații noi. Acum două minute, ministrul ucrainean de externe a anunțat că Ucraina face toate eforturile pentru a relua exportul de grâne către piața mondială. Totul în contextul discuției aprinse de astăzi din Consiliul de Securitate. Rusia a fost acuzată de la obraz, direct, ambasadorul Rusiei a fost acuzat de președintele Consiliului European, Charles Michel, că Rusia fură grâu ca să înfometeze lumea. Vrea să creeze crize în anumite zone ale planetei, intenționat folosește grâul ca pe o armă. Aceasta a fost acuzația. Ministrul ucrainean de externe în seara asta spune că Ucraina a început deja să exporte grâu către piața mondială prin intermediul camioanelor, căilor ferate și prin transportul fluvial. Dar nu este suficient. Motiv pentru care îi cheamă pe toți cei interesați, mai ales Națiunile Unite, să intervină și să asigure existența unor coridoare speciale în Marea Neagră pentru navele ucrainene. Foarte interesant, în acest comunicat, ministrul ucrainean de externe vorbește inclusiv despre posibilitatea ca Rusia să se folosească de aceste coridoare pentru a ataca portul Odessa, de exemplu. Acest pericol existând, spune ministrul de externe al Ucrainei, trebuie să existe garanții de securitate efective. Adică cineva trebuie să intre în acest calcul și să îi oprească pe ruși să nu se folosească de coridoarele speciale pentru navele ucrainene, altfel decât pentru transportul grânelor. Și mai interesant, ministrul de externe al Ucrainei salută eforturile Turciei de a debloca porturile ucrainene. Totul în condițiile în care dimineață ministrul rus al apărării spunea că deja au fost create două coridoare în Marea Neagră și Marea de Azov, coridoare care ar putea fi folosite de navele ucrainene. Niciun cuvințel de la Kiev despre aceste coridoare, ceea ce ne arată că informația de la Moscova nu e foarte credibilă, dar vom întoarce problema pe toate părțile, mai ales că a existat această dispută în care iarăși cuvintele grele s-au spus, i-au fost transmise reprezentantului Federației Ruse, care la un moment dat nici n-a mai suportat, s-a ridicat și a plecat. Imediat discutăm despre acest subiect cu invitații noștri. Înainte, despre o poveste foarte interesantă. Este povestea unui aparat foto. Sau mai degrabă spus, e povestea fotografiilor pe care ucrainenii le-au găsit în acest aparat. Povestea sună în felul următor. Undeva lângă Kiev, rușii găsesc un aparat foto pe care îl iau. Pleacă cu blindatele de la Kiev, de la capitala Ucrainei, către o zonă din Donbas, mai precis chiar în Lugansk. Acolo își fac fotografii în tot felul de ipostaze, după care blindatul cu care se deplasau sare în aer. Este lovit de ucraineni. Ucrainenii în ruinele blindatului au găsit și aparatul foto. Au scos de pe card toate fotografiile, sunt vreo 1000. În prima perioadă acoperită de fotografiile făcute în respectivul aparat, sunt multe poze de familie. Sunt ale familiei ucrainene de lângă Kiev, care a avut aparatul. După aceea apar fotografiile pe care le vedeți. Soldații ruși, aceasta este o fotografie de familie, este singura care a fost dată publicității din motive de securitate. Soldații ucraineni care au găsit aparatul foto și spun că îi roagă pe cei care au avut aparatul să vină să și-l recupereze, se roagă ca ei să fie în viață, să fie sănătoși și să-și poată recupera aparatul foto, dar odată cu această întâmplare putem să-i vedem în adevărata lor splendoare pe soldații ruși. În momente de relaxare, atunci când evident și-au putut face fotografiile, aceste fotografii au fost publicate de armata ucraineană. Înapoi la foame. Despre foame vorbim, despre felul în care Rusia vrea să o provoace, despre felul în care, din nou, în ședința Consiliului de Securitate, ambasadorul Rusiei a fost confruntat cu
aceste informații, cu aceste date. Domnule profesor Pârvulescu, ambasadorul n-a suportat, s-a ridicat și a plecat. Era prea mult. Se vorbise despre viol și apoi despre cum Rusia stârnește foamete în lume. Vă dați seama, pentru ambasadorul rus la Națiunile Unite este foarte dificil. Ne aducem aminte că într-un schimb de replici acum 2 luni de zile a și rostit cuvântul război, deși el este categoric interzis. Este un diplomat, nu este un propagandist, dar resursele diplomatice în fața unei asemenea orări nu mai există. Și atunci a preferat, nu-i așa, cu demnitate să părăsească un loc în care era cu furie atacat de adversarii săi. De fapt, Rusia duce un război pe mai multe fronturi, în afară de frontul militar este și cel diplomatic, și încearcă să folosească în special Africa de Nord și Africa subsahariană ca aliați pentru a face presiune asupra Occidentului. Rusia, Putin, care s-a întâlnit săptămâna trecută cu lideri africani, consideră că Occidentul este vinovat de blocadă, că din această cauză există o foamete internațională. De altfel, personal, cred că acest subiect este, inclusiv de occidentali, amplificat. Nu există încă o foamete, ar putea exista, dar există suficient de multe resurse și, în orice caz, în ceea ce privește Europa, este absolut aberant să discutăm despre foamete. Europa dispune de suficient de multe rezerve de alimente. Problema este pentru acele state care nu și-au dezvoltat agricultura, care au preferat să trăiască din importuri și care, iată, în momentul acesta ar putea avea de suferit. Și ăsta este motivul pentru care subiectul a devenit un subiect pe agenda Organizației Națiunilor Unite. Spuneați mai devreme că Rusia a anunțat că a creat 2 coridoare. Vedeți dumneavoastră un coridor în Marea Azov, unde ucrainienii nu mai au niciun port, deci nu mai au nicio bază de încărcare. Nu este de fapt un coridor și probabil celălalt pleacă din Crimea, de la Sevastopol, care iarăși este o bază rusească, deci practic ucrainienilor nu li se da într-adevăr acces liber. Știm că Putin însuși spunea săptămâna trecută la întâlnirea cu liderii africani că de fapt nu există niciun fel de blocaj din partea Rusiei, că Rusia are întreaga deschidere necesară și că vrea să-și ajute prietenii africani. De ce ar vrea să-i ajute? De ce face acest joc Rusia? Sunt statele care s-au abținut în Consiliul de Securitate, care n-au votat alături de Occident și care devin din ce în ce mai agitate și mai proruse. Rusia vrea să le folosească împotriva fostelor puteri coloniale, a Franței, a Marii Britanii și împotriva imperialismului american, pentru că subzistă această ideologie de lumea a treia, care este acum alimentată de Rusia, inclusiv prin prezența militară a brigăzilor Wagner, care sunt în mai multe state africane. Deci face parte din strategia Rusiei de a schimba raportul de forțe pe plan mondial și în adunarea generală a Națiunilor Unite. Nu a reușit, nu va reuși foarte ușor, pentru că evidențele sunt clare, dar asta nu-i va opri pe ruși să continue această ofensivă ca și celălalt. Între timp însă, economia rusă este din ce în ce mai plăpândă, resursele pentru acest război scad, deci probabil nervozitatea va fi din ce în ce mai mare și tentația de a folosi forța și violența vor fi greu de oprit. Putin anunță rezultate fabuloase pentru economia rusă. Evident, de la televizor, Vladimir Putin trebuie să arate că economia rusă merge într-o direcție foarte bună. Astăzi, de exemplu, anunța, fără să explice, că inflația este zero. A ajuns la zero inflația și nu mai sunt probleme, toată lumea trebuie să stea liniștită. Desigur, vine cu lucruri pozitive, lucruri negative, dar inflația a ajuns la zero. Se referea Vladimir Putin de fapt că în luna mai, față de luna aprilie, inflația a stagnat la 17,4%, dacă nu mă înșel. Oricum, previziunile tuturor analiștilor economici, inclusiv ruși, a celor din Rusia, Curtea de Conturi din Rusia, spunea undeva în luna februarie, cred că chiar înainte de a începe invazia, că până la finalul acestui an inflația ar putea ajunge undeva la peste 20% în Rusia. Așadar, cumva trebuie să împacheteze frumos Vladimir Putin pentru a prezenta celor care se uită la televiziunea publică, dincolo de
rachete nucleare, cum distruge Rusia la o pocnitură din degete Europa, Marea Britanie, Statele Unite și că lucrurile merg foarte bine în țara supusă tuturor sancțiunilor posibile și izolată aproape la fel de puternic ca Coreea de Nord pe scena internațională. În secret însă, serviciile secrete ruse știu care este adevărul, dar îl păstrează ascuns. Despre el vom vorbi imediat. Cum văd serviciile secrete din Rusia, ce se întâmplă cu starea de spirit a rușilor, în niște documente obținute de ucraineni, vorbim despre ele imediat. Valeriu Turcan, cum este apelul ministrului ucrainean de externe? Are nevoie de garanții. Vreți să exportăm grâu? Ajutați-ne! Turcia ar fi o soluție, înțelegem din mesaj. E greu să văd cine ar putea să ofere garanțiile acelea efective, că era un termen acolo, garanții efective. Ce ar însemna? Ar însemna ca crucișătoare americane să flancheze rutele respective la zona de conflict, de contact cu marina rusă. Turcia ar putea să facă așa ceva? Mi-e greu să cred. Turcia are un interes particular în chestiunea asta. La un anumit moment, Imperiul Otoman s-a întins până în nordul Africii. Și turcii știu foarte bine că au interese acolo în continuare. Dacă observați, preocuparea pentru cerealele ucrainene vine din trei zone. Turcia, Uniunea Europeană prin Charles Michel chiar la ONU, și Statele Unite, care astăzi au avertizat un număr de 14 state africane să nu cumpere cereale din Ucraina pe care le vând rușii în Africa. Deci există o concentrare din trei direcții diferite, pentru că sentimentul meu este că rușii încearcă să mute, să creeze probleme suplimentare, în special pentru Uniunea Europeană în partea ei occidentală, mult mai vulnerabilă la chestiuni precum imigrație, valuri de migranți și așa mai departe. Gândiți-vă că Egiptul era dependent de cereale, de grâul din Ucraina. O populație de 103 milioane, între care circa 40% sunt tineri sub 30 de ani. Nu vă puteți imagina, probabil, presiunea internă în creștere, grâul este din ce în ce mai puțin disponibil și toate statele europene împreună cu Statele Unite ale Americii, cu Turcia, fac toate eforturile pentru a debloca aceste rute și ca, știu și eu, grânele să ajungă sub orice formă, indiferent de ruta de transport acolo. Nimeni nu vrea probleme suplimentare. Dacă e o revoltă internă undeva în nordul Africii, dacă populația este nemulțumită, dacă există o criză alimentară în nordul Africii, nu trebuie să fim foarte creativi. Ne putem imagina lesne că rutele migratorii care traversează Marea Mediterană se vor intensifica și mai mult. Italia, Spania, Portugalia, din Italia mai departe spre Europa de Nord, etc. S-a mai întâmplat ceva astăzi. Armata rusă a bombardat portul de cereale din orașul Mykolaiv, dacă nu mă înșel. Deci rușii nu au niciun interes să oprească această blocadă, fură pe de o parte grâu, încearcă să-l exporte în nume propriu, pe de altă parte vor să pună economia Ucrainei pe butuci, deja ne apropiem de o nouă recoltă, nu mai au spații de depozitare. Va fi o criză economică cu o pregnantă foarte acută criză alimentară, dar vor să o exporte și în nordul Africii, în speranța că de acolo un milion de migranți în plus vor lua calea Uniunii Europene și vor fi alegeri în multe state din Europa Occidentală. Nimeni nu vrea tema imigrației să le domine alegerile interne și nimeni nu este dispus să dea miliarde și miliarde în plus pentru a ține populațiile respective în statele lor de origine, când problema totuși ar putea să fie rezolvată. Cred că se exportă foarte mult grâu ucrainian prin România. Pe de altă parte, e complicat să inventeze acum o infrastructură foarte rapidă. Probabil că o altă variantă ar fi să ducă spre Marea Adriatică, Croația, dar nu sunt lucruri care se poate întâmpla peste noapte. Singura rută care funcționează în acest moment pentru exportul de grâu ucrainean este ruta românească. Se iese cu navele pe Dunăre, în Marea Neagră sau prin portul Constanța. Cu atât mai mult, cred că ajutorul României în aceste momente este de apreciat. Cât despre o garanție efectivă în Marea Neagră, care
este plină de mine și de submarine rusești, dincolo de cifrele oficiale. Cred că ar trebui să le dublăm, cel puțin. Aceste lucruri sunt niște iluzii. Va dura, dacă turcii reușesc să obțină un acord cu rușii, n-are cum să dureze mai puțin de câteva săptămâni, ceea ce îi duce pe fermierii ucrainieni cu combinele în mijlocul ogoarelor până la urmă. Și nu știu unde vor depozita tot grâul respectiv. Este vorba despre 10 de milioane de tone. Așa deja e. Ucrainenii ar avea vreo 20 de milioane rămase de la recolta precedentă, iar la recolta de anul ăsta ar veni 70 de milioane de tone. Este o operațiune logistică imposibilă, dar mă mai gândesc la un lucru. Dacă rușii astăzi bombardează infrastructura de încărcare în porturile ucrainiene, să presupunem că rușii de mâine vor spune ok, puteți să exportați. Când se pot construi noi containere în porturile respective, linii de încărcare a navelor și așa mai departe? Imposibil. Plus că principalul port e portul Odessa, care e blocat. Spuneau astăzi oficialii ucraineni că ar dura doar ca Ucraina să se ocupe de această deminare a zonei, așa cum cer oficialii ruși. L-am văzut astăzi și pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Cred că și Vladimir Putin spunea în interviul de zilele trecute că ar trebui ca ucrainenii să își demineze portul Odessa. Și spunea astăzi un oficial ucrainean că ar dura undeva în jur de 6 luni pentru a demina portul respectiv. Și din nou vine întrebarea, ce garanție ai că în momentul în care ai deminat portul, rușii nu vor relua planurile nu de a ataca Odessa? Culoarul... Au stat departe de Odessa tocmai pentru că acel oraș port este foarte bine apărat și nu au putut să ajungă de pe terestru să atace Odessa. Este cu noi amiralul în rezervă, Virgil Chițac. Bună seara! Bună seara! Ce credeți despre informația asta pe care o anunță ministrul rus de apărare, al apărării, și care sună în felul următor? Gata, am făcut două culoare în Marea Neagră și în Marea de Azov. Ucrainenii pot să exporte grâu. Vine și o declarație a ministrului ucrainean de externe care nici măcar nu se referă la vreo astfel de posibilitate, se referă mai degrabă la riscul ca rușii, în cazul în care ar crea astfel de culoare, să le folosească ei ca să atace Odessa. Ce credeți? Eu știu că cu asistență din partea ONU, Turcia încearcă de ceva timp să faciliteze exportul, respectiv livrarea celor 20-22 de milioane de tone de cereale, dar și semințe de floarea salului de care vorbeați, din Ucraina, către piețele mondiale, în special Egipt, Nordul Africii, dar și Asia. Mai știu că astăzi, dacă nu mă înșel, o delegație rusă a sosit în Turcia, iar mâine este posibil ca ministrul de externe Lavrov să ajungă în Turcia să discute această problemă. Pe de altă parte, americanii și surse de la Departamentul de Stat au pus deja la îndoială sinceritatea acestor discuții, spunând că Ucraina ar trebui să fie și ea implicată și nu a fost chemată la discuții. Ce pot să vă spun este că nu știu cât preț mai putem pune pe sinceritatea declarațiilor care vin de la Moscova. Este adevărat, ca să ne referim și la noi, în perioada asta cam 500.000 de tone de cereale au ajuns în portul Constanța, din care 250.000 s-au exportat și 250.000 sunt stocate în siluzuri. Vă mai pot da o cifră, așa, pentru economia discuției pe care o avem. În luna mai, în Ucraina, din Ucraina s-a exportat puțin, adevărat, dar 1,7 milioane de tone. Acum, am auzit discuții legate de minarea și de ce spune ministrul de externe ucrainean. Da. Să nu ne imaginăm că tot portul Odessa este minat. Ucrainenii au avut un plan de minare. Ei știu care sunt pasele de navigație sigure, că doar nu și-au minat singur tot portul. El se sperie că odată ce pasele astea de navigație vor fi, să spunem, devoalate, rușii vor ști care sunt zonele sigure și vor pătrunde cu navele lor eventual într-un desant. Dar asta e puțin probabil, pentru că, din câte știu eu, rachetele antinav americane Harpoon deja au ajuns. Ele sunt foarte performante și au o bătaie de 140-150 de kilometri. Deci eu nu cred că chiar dacă să spunem că s-ar crea un convoi sau s-ar exporta din portul Odessa
grâne pe niște pase de navigație sigure pe care ucranienii le știu, pentru că, repet, ei și-au minat portul și știu exact care sunt pasele sigure, nu cred că lucrul ăsta ar fi un pericol pentru Odessa. Ucrainenii anunță și că flota rusă din Marea Neagră s-a retras la peste 100 de kilometri, da, de Odessa. Pentru ca să fie în afara bătăii rachetelor antinavă ucrainene. Cele harpun despre care vorbeați. Da. Care au venit din Danemarca. Dar spuneți-ne, de ce ar putea fi lansate aceste, sau de ce ucrainenii vorbesc doar despre Odessa, n-ar putea să se apropie și de Nicolaev, de exemplu, să lanseze și de acolo? Ba da. Ele sunt mobile, rachetele astea. Sunt mobile, bineînțeles. Acum, unde sunt ele poziționate, numai ucrainenii știu. Și e important că sunt mobile, pentru că înțeleg că asta le face greu de găsit de ruși. Sigur că da. Bun. Spuneți-ne dacă în momentul ăsta, odată cu rachetele Harpun, rușii mai pot pune în pericol Odessa. Rușii pot pune în pericol Odessa de, mă rog, cu rachetele, în special cu rachetele calibru pe care le au pe patru din cele șase submarine din flotă, dar de asemenea și pe celelalte nave. Au nave purtătoare de rachete, mai au fregatele care, într-adevăr, sunt la o distanță de 100 de kilometri, dar pot fi lansate rachete asupra Odesei. Bun, deci pericolul există. Există. Și ultima întrebare, domnule amiral, spuneți-ne informația a fost demontată din aur de Cristian Pârvulescu. De ce ar spune ministrul apărării de la Moscova că a făcut un coridor pentru navele ucrainene cu grâne în Marea de Azov, în condițiile în care rușii controlează toate țărmurile Mării de Azov? Ce da, nu-mi dau seama. Acolo sunt două porturi ucrainene, dacă nu mă înșel, Mariupol, care nu mai poate fi operațional, și Berdiansk. Corect. Nu știu ce se întâmplă la Berdiansk, chiar nu știu. Dar de ce ar fi spus, adică asta e o minciună pe față? Da, bine, dar ar fi prima, domnul Predupcean. Am înțeles. Mulțumim mult, da. Domnul amiral în rezervă Virgil Chițac, în direct la Digi24. Mă întorc la discuția de la Consiliul de Securitate, Cristian Pârvulescu. Domnule profesor, cum interpretați gestul ambasadorului rus? Va fi tras de urechi? Nu, pentru că a plecat din sală, nu. Da. Nu va fi tras de urechi, din contră. Va fi apreciat la Ministerul de Externe, pentru că, încercam să vă spun și mai devreme, s-a sustras umilirii de către Occident, pentru că totul era orchestrat. Mă rog, știți că la un moment dat Lavrov spunea că cele 40 și ceva de state care s-au abținut, au făcut-o într-o conferință de presă pe care a ținut-o la Moscova, au făcut-o pentru că copiii diplomaților care învață în Statele Unite ale Americii au fost amenințați că li se ridică viza de ședere. Vă dați seama, orice se poate inventa la Moscova, la Ministerul de Externe, pentru a justifica ceea ce nu poate fi justificat. De fapt, nu existau argumente, nu există argumente diplomatice și raționale pe care Rusia să le poată aduce. Este o evidență că Rusia a provocat această criză alimentară, este o evidență faptul că Rusia chiar și zilele acestea bombardează terminalele de încărcare pentru cereale, de exemplu, nu numai terminalele navale, ci și terminalele feroviare. Deci urmărește în mod clar să împiedice Ucraina să exporte cerealele pe care le are din recolta trecută și să le stocheze pe acestea, și face toate acestea pentru a provoca o criză în zona europeană, pentru a bulversa guvernele din zona Africii de Nord, în special guvernul egiptean, de ce nu guvernul tunisian și algerian, poate și marocan, și în felul acesta să creeze o presiune ca cea din 2015. Nu uitați, în 2015 presiunea migratorie a fost creată de bombardamentele din Siria, de atacul concertat. Și în Siria, în special Alepo, începea exact în perioada respectivă, iar atunci Rusia s-a concertat foarte bine cu Turcia, care împreună au încercat să pună la încercare rezistența Uniunii Europene. Uniunea Europeană a rezistat atunci.
a rezistat și datorită Angelei Merkel, care a avut inteligența și inspirația de a primi refugiații sirieni atunci când toată lumea era isterizată. Astăzi nu mai avem pe Angela Merkel, astăzi avem o altă stare de spirit, astăzi suntem în plin război, situația ar deveni mult mai complicată. Iată de ce Europa trebuie să joace un rol crucial din punctul ăsta de vedere și iată de ce Charles Michel era la New York la întrunirea adunării generale a Consiliului ONU. Imediat, ce spun serviciile secrete ruse despre starea de spirit a rușilor din cauza războiului lui Putin din Ucraina? Dar înainte, un reportaj impresionant, un tânăr de 15 ani, ucrainean, a ajutat armata să afle coordonatele unei coloane de blindate rusești. Tânărul, posesor și pilot de dronă. Haideți să vedem cum s-a întâmplat. Last summer, Andriy Pokorasa saved up enough money to buy a drone. The 15-year-old practiced flying every day at his home near Kyiv. I'm afraid of heights, but I love flying, he says. I like taking pictures from up high. But in February, Pokorasa's town suddenly found itself on Russia's warpath. Russian tanks were spotted heading their way. Ukraine's military didn't know the exact location, so they began looking for a drone pilot. Drones have been a tool of war for years, but Ukraine has witnessed a proliferation of these consumer-level drones, which can be owned and operated by almost anyone from almost anywhere, giving the Ukrainian military potentially thousands of eyes in the skies. It's like game changer for the war. This drone shop owner says when Russia invaded, Ukraine's military didn't have any short-range drones. So he put out a call on Facebook for civilian drone owners to help locate Russian forces. The response was overwhelming. If we didn't have such operators and drones who can help Ukrainian army, I think Kyiv already could be occupied by Russian forces. More than 1,000 civilians answered the call to help, including the youngest volunteer, Pokorasa. The Russians were only a couple of kilometers away, but the military needed their exact coordinates. Pokorasa was the only experienced drone pilot in town. I was very scared, but if I didn't help them, the Russians could be here in a day, he says. The grade 9 student went with his father to a nearby field and put his drone up over the highway. Before long, he spotted an armored column of Russian vehicles. His father sent the images and coordinates to the military, and the Russian column was destroyed. Pokorasa's town was saved. Is she proud? His mother says it was a sleepless night. I had no way of contacting them. I was so worried, she says. After that, she insisted they leave to Poland. With Russian forces now pushed out of this region, the family returned home last week. The military rewarded Pokorasa with this more advanced drone. And, he says proudly, he's also gained more followers on TikTok after posting some of his videos. I was so happy that I helped, he says, but also there were people in those Russian vehicles. They were occupiers, but still people. I don't know how to explain how I feel about it. The weight of the experience is a lot to carry, even for the bravest. Iar ucrainenii au pus mâna pe documente FSB. Aflăm în felul acesta de la purtătorul de cuvânt al Serviciului de Informații din Ucraina că în FSB există un departament 5 care se ocupă de operațiunile care au legătură cu războiul din Ucraina. Concluziile Serviciului de Informații rus sunt că rușii pur și simplu nu înțeleg de ce a fost nevoie de război. De ce a avut nevoie Putin de un război în Ucraina. Există o neîncredere accentuată în presa din Federația Rusă și în statul rus. Un nivel ridicat de pacifism în rândul tinerilor. Tinerii ruși sunt pacifiști. Iar Serviciul de Informații nu pricepe de ce sunt tinerii ruși pacifiști. Și o concluzie despre care am vorbit de multe ori, o știm cu toții, lipsa totală a sprijinului din partea ucrainenilor. Acum,
Gândiți-vă la discuția din Consiliul de Securitate despre violul transformat în armă de război de Federația Rusă și aflați care sunt soluțiile propuse de FSB pentru aceste probleme. Să fie date la televizor și la radio povești despre eroi liberatori, despre oameni politicoși care salvează animale și care reunesc familiile. O altă propunere este ca în zonele controlate de ruși să fie tăiată complet media ucraineană și să fie niște servicii speciale în limba rusă, ca televizoarele alea gigantice care au fost aduse la Mariupol, care să le explice oamenilor că rușii luptă pentru ei ca să îi elibereze. Valeriu Turcan, ce mai e și asta? Va da vreodată rezultate așa ceva? Vechiul manual de propagandă actualizat ca să încerce să găsească o soluție de moment. Oamenii știu care este realitatea. Nu întâmplător, la un moment dat spuneați că tinerii ruși sunt pacifiști. Sunt pacifiști. Sunt pacifiști pentru că se schimbă generațiile. Nu ai cum să-i convingi pe copiii de 14-15 ani de faptul că acest război ar fi unul corect, just, câtă vreme ei aud din comunitățile lor că X sau Y, copil de 20, 25, 18 ani, s-a întors într-un sicriu. Forța propagandei este limitată. Desigur, rușii cred totuși că propaganda asta îi va salva. N-are cum să-i salveze. E surprinzător pentru mine că dita mai serviciu secret rus, care avea o cu totul altă evaluare la începutul războiului, cum că ucrainienii îi vor aștepta cu pâine și sare și cu flori, da? Acum vine cu o nouă perspectivă și un fel de agent de PR, încearcă să găsească soluții. Îi și văd trimițând ofițeri de presă, montând televizoare în intersecții și dând, scriind punctaje pentru diversi comentatori la televizor. Oameni politicoși care salvează animale. Da, au văzut prea multe filme, atâtea nenorociri sunt cunoscute de comunitatea internațională pe de-o parte, dar las la o parte, să zic așa, inamicii Federației Ruse, dar atâtea lucruri, atâtea grozăvii au ajuns să fie cunoscute în interiorul Federației Ruse, încât nu există nicio cale pentru a putea opri adevărul. Adevărul va ieși întotdeauna la suprafață. Poate să aibă o întârziere, poate să nu-și găsească din prima niște manifestări care, să spunem, să le putem vedea, pe care să le putem vedea la nivelul întregii populații, dar adevărul este cunoscut. Oamenilor este teamă, pentru că sunt dependenți de stat, pentru că știu că Putin a distrus toată presa care mai era liberă, știu că poliția politică prin FSB funcționează în fiecare oraș al Federației Ruse. Oamenii se tem, dar oamenii știu adevărul și cu fiecare săptămână care trece din acest război, tot mai multe familii din ansamblul Federației Ruse își vor primi copiii morți acasă. Păi, am ajuns la 50.000 sau suntem aproape de 50.000 de morți de partea Federației Ruse. Este un dezastru fără seamăn pentru armata acestei țări. Cum poți tu cosmetiza, cum mai poți cosmetiza realitatea? Cu astfel de trucuri ieftine, puneți televizoare, eliberatorii să îmbrățișeze copii și câini, animale. Nu mai există așa ceva. Violuri, crime, bombardarea silozilor de cereale, uciderea de copii și de cealaltă parte o extraordinară coeziune, că asta am văzut în clipul pe care l-ați arătat, în interiorul Ucrainei, și o flexibilitate și o creativitate. Gândiți-vă, oamenii au dat în 10 minute coordonatele unei coloane de tancuri folosind Facebook. Un puș de 15 ani a reușit să facă acest lucru. Sunt două imagini într-un contrast flagrant. La urmă sunt și două lumi care se află în această confruntare. Occidentul, unde încă mai sunt prețuite valorile, libertate, integritate teritorială, suveranitate, da, demnitate, discernământ, și cealaltă parte unde totul trebuie să vină de la Putin, prin manuale de la FSB, ce să spunem astăzi la televizor, la radio, ce să punem în intersecții, cum să fie imaginile, etc.
Nu se putea un contrast mai flagrant în cele două știri pe care dumneavoastră le-ați prezentat în această seară. Copilul din Ucraina și manualul de la FSB. Și Lavrov, și Putin, și FSB-ul fac parte dintr-o lume care a pierdut deja bătălia. Dar asta nu-i va opri, domnule profesor Purvulescu. Nu-i va opri. Rușii vor vrea întotdeauna mai mult, rușii vor vrea întotdeauna ceva ce nu-i al lor și pe care, la care râvnesc de multă vreme, fură, fac războaie. Cine-i oprește, domnule profesor, că întrebarea asta mi-a rămas în cap și după ce am vorbit cu Vladimir Socor mai devreme, ne-a explicat că nu se vor opri niciodată, întotdeauna vor vrea asta. Rusia ar fi făcut războaiele astea din Georgia, din Ucraina și dacă la Kremlin era altcineva decât Putin, pentru că asta e în ei. Cine-i schimbă? Cum îi schimbă? Îmi pare rău, dar n-am să fiu de acord cu domnul Socor, pentru că a fost un oarecare Gorbaciov, Mihail Gorbaciov. A fost rus, rus adevărat. Mai mult decât atât, a fost membru al Partidului Comunist, dar nu a avut o copilărie nefericită. A fost iubit de bunici, iubit de părinți, a devenit un om normal, cu un psihic normal și datorită lui suntem noi aici, într-o țară liberă. Și Ucraina este liberă. Este probabil cel mai mare om politic al secolului care a trecut. Este încă printre noi, în viață, are peste 90 de ani. Deci nu toți rușii sunt la fel. Vladimir Putin l-a considerat pe Gorbaciov un trădător. A vrut să reia o anumită tradiție. Vreau să vă spun că nu toată Rusia este la fel. Evident, dacă Uniunea Sovietică nu s-ar fi prăbușit și lucrurile ar fi mers într-o altă direcție, poate că am fi ajuns într-o altă situație. Pe de altă parte, în spiritul real politicului, ajungem la această confruntare, de unde și formula mea de mai devreme, Cartagina trebuie să dispară. Rusia trebuie să dispară, această Rusie trebuie să dispară, pentru că această Rusie va crea veșnic probleme. Și dacă nu vom intra în război, și nu vom intra în război pentru că NATO nu intră în război, pentru că NATO dă doar arme și nu cele mai bune ucrainienilor, atunci Rusia nu va fi înfrântă, domnule Prelipceanu. Rusia va fi eventual obligată să se retragă, dar nu va fi înfrântă și va reveni. Va fi umilită și va reveni atunci când va avea oportunitatea. De fiecare dată a făcut la fel în ultimii 300 de ani, de fiecare dată când a pierdut un război a revenit și a încercat să ocupe și mai multe teritorii și o văd continuitate între Rusia țaristă și Rusia lui Putin. Și probabil și Rusia post-Putin. Acum, ceea ce se poate întâmpla dacă Rusia va suferi o înfrângere este că Putin va pica și nimeni nu garantează că această Rusie va mai exista. Pentru că puterea este personalizată, este centrată pe un singur om, nu există instituții de substituție și riscurile ca această Rusie să nu mai existe sunt foarte mari. Cred că unii care reflectează asupra acestui subiect dincolo de ocean sau dincoace de ocean, se tem de o asemenea ipostază. Gândiți-vă că în locul acestei Rusii vor apărea, nu știu, 5 rusii posesoare de arme nucleare și conduse de grupuri mafiote. Situația este foarte proastă, Putin n-are cum să câștige și nu știm ce se va întâmpla. El încearcă cu disperare să provoace dificultăți în țările membre ale Uniunii Europene, diviziune între Est și Vest pe care o simțim deja, probleme politice în Vest, în speranța că va câștiga timp. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc tuturor! Andreea Bratu vă așteaptă imediat cu ultimele informații. Vă reamintesc, ucrainenii spun că rușii au lovit două spitale la Severodonetsk. Ce s-a întâmplat acolo? Imediat rămâneți cu noi!